Găurile negre ultramasive sunt cele mai masive obiecte din univers. Masa lor poate atinge milioane și miliarde de mase solare. Simulările pe supercomputerul Frontera al lui TACC au ajutat astrofizicienii să dezvăluie originea găurilor negre ultramasive formate acum aproximativ 11 miliarde de ani. Am descoperit că unul dintre posibilele canale de formare a găurilor negre ultramasive provine din fuziunea extremă a galaxiilor masive, care cel mai probabil are loc în epoca amiezii cosmice, au spus cercetătorii. Una dintre cele mai mari simulări cosmice realizate până în prezent se numește ASTRID. Este cea mai mare simulare din punct de vedere al particulelor sau al încărcăturii de memorie în domeniul simulărilor de formare a galaxiilor. Scopul științific al ASTRID este de a studia formarea galaxiilor, găurilor negre supermasive și reionizarea de-a lungul istoriei cosmice. ASTRID modelează volume mari ale cosmosului care se întind pe sute de milioane de ani lumină, dar poate ajunge la o rezoluție foarte mare. ASTRID a fost dezvoltată folosind supercomputerul Frontera al Texas Advanced Computing Center, TACC, cel mai puternic supercomputer academic din SUA. Descoperirile arată ceva complet halucinant. Formarea găurilor negre poate atinge o limită superioară teoretică de 10 miliarde de mase solare. Ceea ce am găsit sunt trei găuri negre ultramasive care și-au adunat masa în timpul amiezii cosmice, momentul din urmă cu 11 miliarde de ani, în care formarea stelelor, nucleelor galactice active, AGN și găurilor negre supermasive în general și-au atins activitatea maximă, au mai spus oamenii de știință. Aproximativ jumătate din toate stelele din univers s-au născut în timpul amiezii cosmice. Dovezile în acest sens provin din datele pe mai multe lungimi de undă ale numeroaselor sondaje de galaxii, cum ar fi Great Observatory's Origins Deep Survey, unde spectrele galaxiilor îndepărtate spun despre vârstele stelelor sale, despre istoria formării stelelor și despre elementele chimice ale stelelor din interiorul acestora.